ziua, bine ați intrat în Arena Medicală. Astăzi, în prima parte a emisiunii noastre, am invitat un medic cardiolog care o să ne vorbească despre afecțiunile cu care se întâlnesc tinerii, cele care până acum erau cunoscute mai mult ca fiind adresate vârstnicilor. Iar în cea de-a doua parte a emisiunii o să vorbim cu un medic dermatolog despre două dintre cele mai importante afecțiuni care ne deranjează în ziua de astăzi, în 2017. Așadar, începem cu prima parte, cum spuneam, și am invitat alături de noi pe doamna doctor Elvira Craiu, profesor universitar, doctor medic primar, cardiolog. Bună ziua, bine ați revenit în Arena. Bine v-am reînvăzut tot în Arena. Vocea Mulțumesc de invitație. Cu mare drag, vocea nu mă ajută astăzi și nu o să-i deranjez pe telespectator, o să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți tot ceea ce trebuie să aflăm. Ziceam noi că o să vorbim despre afecțiunile cardiace care sunt întâlnite la tineri, cele care până acum câțiva ani erau mai mult întâlnite la vârstnici. Și aș vrea să știu de ce au ajuns tinerii să aibă probleme cu inima, în condițiile în care se spunea că tinerii sunt cei mai feriți de astfel de probleme. În primul rând se spunea că tinerii sunt feriți de astfel de probleme cardiovasculare în secolul XVIII până la jumătatea secolului XIX. Ulterior și mai ales la început de secolul XXI, afecțiunile cardiovasculare la tineri legate de ateroscleroză, legate de ateroscleroza coronariană, de spasmul coronarian, sunt tot mai frecvente și nu mai este o surpriză pentru cardiologul de spital, de exemplu, care se confruntă cu infarct la 21 și 5 de ani, deci în decada a doua, a treia de vârstă, când până acum 10 ani, 15 ani, aceste manifestări erau, dar erau extrem de rare și din totdeauna, și atunci și acum, cu cât boala cardiovasculară se complică mai la o vârstă fragedă, cu atât este mai gravă. De ce? Pentru că nu apare atunci când totuși aparatul cardiovascular este într-un fel pregătit să facă față la, de exemplu, un tromb, la un cheag undeva pe, la nivelul circulației coronariene, circulația inimii sau artere mari, de exemplu, arterele gâtului, arterele carotide sau arterele creierului. Nefiind acestea pregătite, cu atât situația e mai gravă și nu de multe ori la tineri, poate chiar mai frecvent, dar nu sunt statistici în sensul ăsta, mai frecvent apare moartea subită datorită bolii cardiovasculare, datorită acestui aspect. M-ai întrebat de cauză. Cauza e legată de stres. Stresul nu se poate cuantifica. Stresul este diferit pentru mine, diferit pentru tine. Stresul este un element absolut particular care acumulează niște supra-solicitări ale aparatului cardiovascular care în cele din urmă cedează. Noi la acest moment, conform ghidurilor de practică, diagnosticăm boala și riscul cardiovascular al bolnavului luat ca individ de sine stătător. Ideea este că riscul cardiovascular trebuie să și-l cunoască fiecare, cu atât mai mult tinerii. De ce? Pentru că acest risc are foarte multe conotații, în sensul că pornim de la partea genetică care iarăși poate să joace un rol foarte important, mai ales la părinți, frați, surori care au boli cardiovasculare mai la tinerețe, mai la 40-50 de ani, fiind generația din urmă. Sau boli cardiovasculare la această vârstă la părinți necunoscute. Deci putem să considerăm că nu știm ce a avut părintele nostru. Mai există în discuție tot ca idee de genetică. Dacă un frate sau o soră, dacă am avut, au decedat la o vârstă fragedă sub 40-45 de ani sau au avut boli cardiovasculare grave la această vârstă sau mai mic. Deci înseamnă că genetica joacă o situație nefastă din acest punct de vedere. Dacă vorbim de sedentarism și de fumat, intrăm într-o polemică din care ieșim greu, pentru că foarte multă lume fumează, continuă să fumeze chiar de când
Societatea Română de Cardiologie și de Pneumologie a reușit să obțină la nivel guvernamental ideea de a nu se fuma în spațiile publice. S-a făcut un lucru foarte bun, dar nu este respectat. Acum, din contră, se fumează afară cu niște elemente încălzitoare undeva în jurul persoanei care continuă să fumeze. Deci, Aici s-a vrut sunt cei bine. care au afaceri și nu vor să piardă din acest punct Eu de sunt de vedere. acord, dar sunt țări în care au fost și acolo afaceri să vând și să fac țigări în Statele Unite, dar n-am văzut pe unde să fumeze. N-am văzut în orașele mari, n-am văzut în stațiuni unde oamenii se relaxează, deci ar putea să fumeze mai frecvent, ca să spun așa. Deci acolo sunt afaceri, nu exclude nimeni. Marea majoritate a fabricilor cu tutun sub diverse feluri sunt pe continentul american. Așa încât Legislația nu a fost. probabil că legislația sau încă s-a dat această breșă care a permis celor care vor să fumeze să fumeze în continuare. Vă repet, fumatul pentru o anume persoană este un mare risc, dar nu pentru toți. Și acest risc nu este egal la toți. De ce? Pentru că toate aceste boli cardiovasculare, cele legate direct de fumat, cele legate direct de obezitate, cele legate direct de diabet sau de dislipidemie, creșterea, de exemplu, a colesterolului rău, fiecare din aceste boli, la un anume individ, nu la toți, au un anumit risc. Un anumit risc în contextul bolnavului luat ca individualitate de sine stătătoare. Nu suntem egali din niciun punct de vedere, nici măcar din punctul de vedere al anume complicații legate boli cardiovasculare. De aceea, în secolul 21, societățile naționale și europene și internaționale de practică medicală au introdus ceea ce înseamnă risc cardiovascular, alături de diagnosticul bolilor cardiovasculare și a altor boli pulmonare, de exemplu, hepatice, intestinale, etc., etc., care se asociază cu boală cardiovasculară, încât numai ajungerea la medic în timp util, preventiv, în primul rând, pentru că foarte mulți bolnavi apar în momentul în care au niște acuze, o anume înțepătură, o anumită durere, o anumită sufocare, palpitație, mai ales noaptea, mai ales după masă, mai ales după un efort, mai ales. Dar după 20-25 de ani, acolo unde fiecare individ știe că partea genetică ar putea să intre în discuție, acolo unde individul în sine știe că greșește, se enervează repede, este contra cronometru, se supără din orice, fumează țigară de la țigară, este în continuă rivalitate cu cei din jur, că nu e mulțumit de ceea ce face el și cei din jur. E, în situația asta, acest individ trebuie să prezinte la medicul de familie care, singur sau cu ajutorul specialităților cardiologie, diabet, pneumologie, endocrinologie, cu ajutorul nutriționistului, să pună pe un făgaș pozitiv evoluția acestui individ. Foarte mulți se diagnostică singuri după internet. Este o gravă greșeală a secolului 21, pentru că măcar pe o rațiune foarte simplă, dacă într-adevăr internetul ar putea să mă salveze de o boală, de ce să mai existe doctor pe lumea asta? Nu? Dar există doctori foarte bine pregătiți care se adaptează din mers la toate aceste nevoi, la toate aceste cunoștințe, la toate aceste descoperiri ale secolului 21 și sfătuiesc cum este mai bine. Cum se Mai fac? ales, scuză-mă, o Bine. idee doar.
La acest moment, o boală posibilă cardiovasculară nu se mai diagnostică numai cu stetoscopul și ceea ce se greșește din multe puncte de vedere vis-a-vis de oameni neavizați este faptul că consideră că dacă se duc să facă o electrocardiogramă e suficient, o ecografie este suficient. Nu e suficient. Căci cu cât ești mai tânăr, cu cât ai niște acuze atipice, diagnosticul că nu ai nimic este mai greu decât că ai avea ceva. Când un om vine cu un infarct, diagnosticul este destul de ușor. Poate numai cu electrocardiogramă sau două analize. Dar în momentul în care situația e mai complicată, o singură ecografie nu este suficientă. Așa că la acest moment sfatul meu este ca cine știe că are o genetică nu foarte susținut a fi pozitivă. Acolo unde se știe că fumează foarte mult, că este ambițios, că este contra cronometru, că este supărat de tot ceea ce este în jurul lui, trebuie să prezinte și la cardiolog. Te-am întrebat. Eram, da, scuze-mă. Eram, nicio problemă. Eram curioasă să aflu cum se calculează riscul cardiovascular și de ce elemente aveți nevoie. Deci riscul cardiovascular se calculează mai mult sau mai puțin complicat. Există niște scheme. Cel mai simplu este scorul SCOR. Se numește scorul SCOR. Este inițiat de Societatea Europeană de Cardiologie, Societatea Română de Cardiologie fiind parte componentă al acestei societăți europene. Acest SCOR este cel legat de câteva elemente care înseamnă sex, care înseamnă colesterol, mai mare sau mai mic. Și fac o paranteză, colesterolul total la acest moment este util numai pentru scorul SCOR. A face un risc cardiovascular nu este necesar numai colesterolul total, ci și cele două fracțiuni, colesterolul bun și rău și trigliceride, în situațiile mai complicate și mai multe alte investigații. Dar să revenim la scorul SCOR. Deci sexul impune un risc. Cu cât ești mai tânăr bărbat, riscul e mai mare decât la femei. Per total, acest risc scor, cu cât ești femeie peste 55 de ani, riscul este mai mare decât la bărbații peste 55-60 de ani. Deci, pardon, este vorba de sex, e vorba de colesterolul total, de valorile tensionale și de greutate. Valorile tensionale considerate normale la acest moment la adult înseamnă o valoare sub 140,80 mmHg. Dacă bolnavul este diabetic și dacă bolnavul este diagnosticat cu un sindrom X metabolic, acesta având mult mai multe elemente de componente ale diagnosticului, deci cu aceste două diagnostice, tensiunea trebuie să fie sub 130,80. Deci aceste valori sunt impuse de impuse. Sunt foarte clar recomandate de aceste ghiduri de practică, tocmai că au în spate nenumărate cercetări care cercetări trialul clinice pe mii, sute de mii de viitori pacienți sau pacienți pe baza cărora s-au făcut aceste trialuri. Putem vorbi de anumite manifestări ale bolilor cardiovasculare? Spuneați de acea gheară în piept. Deci sunt tinerii care, și nu numai cei care obosesc atunci când merg, neapărat asociem toate acestea cu o boală de inimă? Nu. E posibil a fi asociate cu este sau nu este. De ce? Pentru că
Sunt anumite manifestări tipice pentru boala coronariană, pe bază de ateroscleroză coronariană, tipice, dar pot să fie și atipice. Deci numai discuția cu doctorul, electrocardiogramă, ecografie, analize, test de efort și în cele din urmă unde nu este stabilit un diagnostic precis, coronarografia. Astea, toate aceste investigații trebuie făcute progresiv. Niciuna din aceste investigații nu dă diagnosticul final. Toate, până la ce nivel e necesar, toate acestea spun într-adevăr că bolnavul respectiv are ceva sau nu are. Dar simptomele care stau la bază și simptomele care de cele clasice, mai multe ori aduc pacientul la medic, da, care sunt? Nu. La acest moment din practica mea, anumite înțepături precordiale. Înțepături precordiale undeva în zona laterală, unde știm că se proiectează inima la tegument. De cele mai multe ori aceste înțepături nu sunt absolut caracteristice pentru o boală de inimă. Ce este absolut caracteristic este senzația, disconfortul strict retrosternal care iradiază pe orizontală sau se duc la margine sau se duc sub maxilar la nivelul gâtului cu senzația de strângere sau cu senzația că te apasă un bolovan, o gheață, o ceva cu totul ieșit din comun. Aceste acuze se asociază cu transpirații, cu anxietate și cu cât ele apar în repaus sub această formă, pot să conducă la un infarct. Dar pot să apară și în condiții de efort, de stres, stresul însemnând de enervare în primul rând, și atunci se asimilează a fi în condiții de efort. Dar există și o anume oboseală. O anume astenie. Există viroze respiratorii sau simptomatologia asemănătoare virozei respiratorii care poate să însemne debutul unui infarct. Vârstnicii și diabeticii pot să aibă infarctul cel mai grav fără durere, fără senzația de disconfort. Dar acești domn sau doamne, au astenie, au niște transpirații, au ceva ieșit din comun și cu acest ceva ieșit din comun, cum pot ei să explice, ar trebui să ajungă la medicul de familie care știe precis în ce parte evoluează situația actuală. Începusem noi discuția și vorbeam despre tineri, că și spuneam că riscul bolilor cardiace la tineri a crescut în ultima perioadă și mă gândeam cumva și la faptul că e curios că se întâmplă acest lucru în condițiile în care tinerii, de exemplu, fac multă mișcare și este recomandat să facem mișcare, să facem mult sport. De ce au ajuns tinerii să devină un motiv de îngrijorare pentru societatea românească și nu numai? Citeam zilele trecute niște statistici. Au fost, de exemplu, într-un județ din țara noastră, au fost identificate trei tineri cu infarct în același județ, în decursul unei săptămâni. Apoi, la sală, în timpul efortului? Nu s-a specificat. Din ceea ce am citit eu, erau doar diagnosticele. Tinerii aveau între 22 și 26 de ani, deci cu adevărat persoane tinere și active. De ce vorbim despre astfel de cazuri la tineri? Situația este ceva mai complicată decât a spune... Asta e soarta. Nu. Deci, dacă la tânăr se acumulează stresurile de care v-am spus, partea genetică, fumatul, sedentarismul și așa mai departe, dacă se duce la o sală, dacă face un sport, un fel de sport, acela care îi place, în condiții de a nu supra-solicita aparatul cardiovascular sau în condițiile în care acel tânăr știe exact care este măsura acestui efort. Deci, dacă la o sală de aceasta de fitness ar fi niște controle medicale înainte de a începe un anume sistem de efort, dacă la aceste săli ar fi o anume
contraindicație pentru anumite boli. Dacă la aceste săli de fitness ar fi o măsură a lucrurilor, dar omul se duce acolo și face un efort ăla de la bun început, cel mai greu efort la acel aparat sau un anume stil de efort deodată, foarte greu, fără să aibă un antrenament, face foarte, foarte rău. Tinerii noștri vor, dintr-un foc, să aibă o musculatură la nivel de braț, de torace, și atunci atrag de fiare. Nu toate aceste genuri de sport sunt bune pentru a face din sport, pentru a face din această experiență un factor pozitiv. Există și programe cardio la sală. Există programe cardio. Ce părere aveți despre ele? Eu sunt de acord. Le știu și eu. Dar dacă, de exemplu, încep programul cardio de 3 zile și vrei de la bun început să faci un efort foarte mare și în cadrul acestui efort cardio deodată ritmul este 150 pe minut și tu continui să termini acest program cardio, este o greșeală. Ar trebui să încep program cardio antrenându-te la diferite etape de grad de efort. Nu se înțelege treaba asta, nu se cuantifică, nu fiecare vrea din sport să aibă repede niște performanțe. Nu se poate. Și este o greșeală. Este o greșeală luat per total, e foarte bine cu aceste situații în care crossul este folosit cu diverse situații. În situația în care se face maraton. Eu sunt de acord cu maraton, dar pentru cel care este antrenat și a făcut 20 de kilometri de 50 de ori până să se ducă să facă 25 sau 30. Măsura lucrurilor aici se greșește pentru că fiecare vrea performanță foarte repede. Asta este un risc și pe mulți pot să-i coste viața. Dacă ar fi să alocăm acum ultimele minute părții de alimentație, o să-mi spuneți că s-a schimbat ceva de ultima dată de când am discutat? Deci în momentul în care te duci la o vizită medicală, ți se spune schimbare sau te uiți pe internet. Primul lucru, schimbarea stilului de viață. Dar exact. Cum nu poate să spună decât doctorul care te consultă, pentru că schimbarea stilului de viață este în funcție de ce meserie ai, ce antecedente heretocolaterale ai, cum e profilul lipidic, dacă ai diabet sau nu ai diabet, etc., etc. Bineînțeles, în schimbarea stilului de viață, alimentația este tare importantă. Și alimentația tot așa se cuantifică în funcție de mișcare, de sedentarism, de fumat, de când mănâncă și ce mănâncă. Bineînțeles că produsele bio ar trebui introduse în masa largă de populație, dar nu știu cât de multe produse bio sunt pe piață la acest moment. Produse ar fi, dar nu știu cât de mare este disponibilitatea românilor de a le cumpăra, pentru că nu sunt tocmai ieftine. Că e vorba de preț și exact. Românii mai au și neîncredere că acelea sunt bio în adevăratul sens al cuvântului. Dar schimbarea stilului de alimentație și pentru boli cardiovasculare, cel mult să facem efortul de a nu mânca seara. Deci trebuie să mâncăm marea majoritate a caloriilor dimineață și la prânz, seara extra, știu eu, un măr, un iaurt, lucruri foarte simple, tocmai în a îmbunătăți metabolismul, de unde foarte multe din bolile cardiovasculare pot apare și mă refer la dislipidemii și la diabet. Dacă ar fi să ne structurăm viața pe săptămâni, săptămânile unei luni, ca să nu ne întindem pe o durată prea lungă, ce ar trebui să nu ne lipsească din program? Deci, ca să nu zic din viață, din program. Deci, din program. Eu îți răspund foarte, foarte într-un minut. Depinde de individ. Pentru că dacă un om muncește la forjă, îi dai niște indicații. Dacă omul e șofer, pătir,
un tir de ăsta care e așa de lung de nu se mai termină. Îi dai niște indicații. Cel ce este la catedră, îi dai niște indicații. Deci toate acestea sunt în funcție de riscul cardiovascular al bolnavului respectiv, bolnavul respectiv luându-l ca o entitate absolut individuală. Ați identificat trei, să zicem, dintre greșelile pe care le fac românii, greșeli care în timp îi costă viața? Nu, toate astea sunt individuale. Deci, vedeți, de asta nu se pune bolnavul la televizor și de asta nu se pune internetul drept doctor. Condiție a fi doctor și a da toate indicațiile. Numai că încă educația pacientului român nu este suficient. Numai puțini au început să asculte indicația doctorului și eu sunt total, cum să spun eu, cred că supărată pe ideea că acum câțiva ani, 7-8 ani, parcă, în momentul în care s-au dat niște analize gratuite la toată lumea, parcă după 40 de ani și practic 40% din populația respectivă nu s-a dus la analize, aia a fost bine? Analize gratuite? Asta a fost bine? Deci, s-a spus și atunci în mass media ce beneficiu mare este, mai ales la descoperirea diabetului. Diabetul este într-o explozie internațională, se dublează, se triplează tot la 2-3 ani. Dar ca să faci o analiză, trebuie să faci corect atunci când trebuie. Și atunci când ți se oferă gratuit, de ce nu ești atent la a-ți păzi viața următoare? Că a ști că ai diabet sau dislipidemie sau hipertensiune, categoric trebuie să știi din timp. Se spune că peste, statisticile spun că peste 60% dintre români mor din cauza bolilor cardiovasculare. E un adevăr. E un adevăr. E un adevăr. E un adevăr, ar trebui spus și cât la sută din tineri între 20-30 de ani, 30-40-50-60 mor cu boli cardiovasculare. Nu ni se oferă astfel de date. Nu ni se oferă, ar trebui să ni se oferă. În urmă cu 2 ani, deci ar trebui să ni se ofere și acest lucru, dar eu sunt ferm convinsă că dacă, numai dacă, acum 10 ani, mortalitatea cardiovasculară la tineri sub 30 de ani era 2-3%. Acum n-am făcut statistică, dar pot să spun că este 15-18% la acest moment. Vedeți, decesul prin boli cardiovasculare nu înseamnă numai bolile cardiace, deci infarctul, angina pectorală, aritmiile, înseamnă și bolile neurologice, care și ele sunt vasculare. Înseamnă și bolile arteriale, de carotide, de membrele inferioare. Deci este o panoplie foarte mare în boli cardiovasculare și implicit și decesele prin boli cardiovasculare. Concluzia în 30 de secunde, care ar fi? Fiecare să-și păzească inima și sufletul. Ți-a plăcut? Și, foarte frumos. Și să meargă la medic ca să-și verifice și să-și descopere inima, riscul cardiovascular. Să-și inima și, bineînțeles, cu el, cu inima, riscul cardiovascular, dar fiecare în această complexă acțiune trebuie să asculte, trebuie să fie încrezător, trebuie să pună 1000 de întrebări, dar să facă ce trebuie. Așadar, mergeți la medic, indiferent de vârsta pe care o aveți, și aflați care este riscul dumneavoastră cardiovascular, iar mai departe, cu recomandările medicului, vă puteți proteja inima, așa cum spunea și doamna profesor puțin mai devreme. Profesorul universitar dr. Elvira Craiu, medic primar cardiolog, a fost în Arena Medicală alături de dumneavoastră. Revenim după un scurt moment de publicitate, dar nu uitați că duminică, pe 14 mai, de la ora 10:30, Constanța pedalează.